Așa, oameni dragi, iată că am pășit și în 2023, deja au trecut câteva zile. Simt să vă transmit un mesaj care mi-a venit în aceste zile. El a început în felul următor: lecția neputinței. Lecția neputinței, în regulă, ce înseamnă această lecție a neputinței? Păi este o lecție pe care foarte mulți oameni o vor învăța sau vor trebui să o învețe în acest an și se referă la a privi neputincios cum cei din jurul tău suferă. Și acum voi intra puțin mai în detaliu pentru a explica ce vreau să spun de fapt. Fiecare a venit pe acest pământ pentru a îndeplini cel puțin un scop, pentru a îndeplini cel puțin o misiune. Dar cumva, pământul acesta este un loc în care nu este chiar atât de ușor să existi. De ce? Pentru că, cel puțin până acum, așa au fost regulile stabilite pe această planetă. În momentul în care te vei întrupa pe planeta Pământ, vei dobândi ego. Ce înseamnă asta? Înseamnă că te vei identifica cu forma pe care o vei folosi pentru a te deplasa, pentru a experimenta ceea ce se află pe această planetă minunată. Da? În momentul în care te identifici cu forma, de orice fel ar fi ea, chiar dacă este și de un ordin mai subtil, e bine, în momentul acela, conștiință, identificată fiind cu o formă, egal ego. Conștiință dezidentificată de o formă, egal eliberare. Egal realizarea adevărului. Da? Bun, fiecare a venit pe acest pământ cu un scop, cu o misiune, cel puțin unul, cel puțin una. Dar, negreșit, a întâmpinat această situație de a se identifica cu forma, de a experimenta ego-ul. Și acum, fiecare, într-un fel sau altul, se află în acest proces de trezire, în acest proces de dezidentificare. Este un drum unic pe care fiecare îl parcurge. Capcana este în anumite situații pentru cei care, hai să spunem, au început să deschidă oarecum ochii, au început să realizeze că este mult mai mult de atât decât ceea ce a fost perceput până acum. Una dintre capcane este să sară în ajutorul celorlalți. Dar sar în ajutorul celorlalți de multe ori atunci când ei în sinea lor nu sunt încă echilibrați. Sar din acel rol de salvator și care mereu se va întâlni perfect cu rolul de victimă. Ei bine, această scenetă se va desfășura sub multe forme, în multe case, în multe familii, în multe prietenii, în multe relații sociale. Inevitabil se va întâmpla. Din tine se poate naște acest ajutor, din tine se pot naște anumite sfaturi și în aparență celălalt parcă ar avea nevoie de ele, dar este doar parcă. Pentru că locul din care se nasc din tine este tot o sursă egotică. În momentul în care vreau să transform lumea, în momentul în care vreau să-l salvez pe celălalt, în momentul în care vreau să-l ridic pe celălalt. Ei bine, aici este un punct foarte important. Trebuie să văd de unde vreau asta. Voința asta este una și aceeași cu suflul vieții. Pur și simplu viața mă mișcă în a-l ridica pe celălalt, în a-l susține pe celălalt, sau ego-ul mă mișcă să fac asta.
Este un lucru foarte important și este un punct foarte important pe care fiecare, mai devreme sau mai târziu, va trebui să-l conștientizeze. Iar în momentul în care îl conștientizezi, sesizezi că era dintr-un rol, din rolul de salvator, era din ego, ceea ce făceam era din ego, în acel moment te oprești. Dar mai vine o încercare. Materialul acesta se referă în mod special la această încercare. Ești aici, în centrul vieții tale, conștient, lucid, privind la ceea ce se întâmplă, lucruri frumoase și lucruri mai puțin frumoase. Vei vedea cum ființe necunoscute suferă. Mai mult de atât, această vedere se va lega de simțirea ta. Vei simți asta. Vei simți suferința celuilalt. Și de asemenea, vei vedea vei simți suferința celor dragi. Și aici este un punct important pentru că va trebui să fii foarte atent. Poate că de multe ori vei avea tendința și poate chiar vei cădea din nou într-un rol al egoului, din nou într-un rol de salvator. Iar asta, în realitate, nu îți va face nici ție un favor și nici celuilalt. De ce? Pentru că vine din iluzie. Vine din iluzia egoului și nu are cum vreodată ceva ce vine din iluzie să conducă la adevăr. Doar ceva ce se naște din adevăr poate aduce adevăr, poate aduce lumină. Iluzia niciodată. Iluzia doar va crea mai departe alte și alte iluzii. Și aici este lecția neputinței. Vei sta pe loc și vei vedea că în mod natural, în anumite situații, nu vine nimic prin tine să faci ceva. Și va trebui să privești, să vezi suferința. Știind, iar acest știind la care mă refer este înțelepciunea pe care o dobândește fiecare. Știind că lucrurile, chiar dacă nu arată deloc plăcut în momentul acesta, duc către trezire, duc către eliberare. Dar în momentul acesta nu arată deloc drăguț. Lecția neputinței înseamnă a rămâne în continuare conștient aici, pe loc, respectând energiile care te mișcă sau energiile care te țin pe loc. Aceste energii la care mă refer reprezintă fluxul întregului univers care curge în acord cu el însuși, în acord cu tot ceea ce este. Rămânând conștient în acest flux și respectându-l cu strictețe, ajungi mai departe să vezi că viața mereu găsește o cale și că viața mereu se va echilibra. Vei vedea asta apoi din ce în ce mai clar în jurul tău. Și astfel, lecția neputinței la care mă refer aici se asimilează, se integrează în interiorul tău. De asemenea, vor fi momente în care nu vei respecta. Momente în care vei face, în ciuda la ceea ce simți, vei face total opus, așa cum îți spune mintea. Dar acele momente vor aduce din ce în ce mai rapid acum suferință. De ce? Pentru a te face să înțelegi că nu este asta calea. Că nimic nu trebuie forțat. Că fiecare proces din acest univers are ritmul lui, iar tu va trebui să înveți ce este răbdarea și dincolo de răbdare va trebui să înveți tăcerea. Va trebui iar și iar și iar să revii aici, în ceea ce ești, în esență, conștiință pură. Asta și doar asta va binecuvânta mai departe atât viața ta, cât și a celor din jur. Mulțumesc!